Ați De-aia văzut și ce fac televiziunile acum, că tot sunteți foarte atent. Televizor. Păi vă spun eu, ei, nu vă uitați. Zici, ce păi acum, după dezastru din Gaza, unde sunt 3.000 de morți, 10.000 de răniți, aproape 1.000 de copii morți, acum sunt imagini la toate televiziunile de partid și de stat, cum le spuneți dumneavoastră, prin care ni se arată câte probleme sunt în Israel. Că și acolo foarte mulți izraelieni pleacă și își lasă casele, mai ales din zonele atacate. Adică ăsta este nouă ordin pe unitate. Că nu suferă doar palestinienii din Gaza, ci suferă și izraelienii din Israel. Am și o întrebare. Din ONU, presa românească, ca și Marcel Ciolacu, trăiește într-o iluzie, că e cineva atentă la ce scrie. Nu interesează pe nimeni asta. E atentă opinia publică din România. Deci, războiul de imagine, dacă vreți puteți discuta, acolo s-a declanșat un război de imagine câștigat deja la scor de palestinieni. Nu discutăm. La scor. Așa e. Din mai multe motive. Nu numai, încă o dată, mare stu, că noi am mai discutat, nu numai pentru că pro-Palestina sunt musulmani, ci pentru că chiar administrația Biden e pro-Palestina. Pentru că toate aceste organizații... Și astea progresiste, toate sunt, da, sunt pro-Palestina. Pro-Palestina. Putem explica de ce. În condițiile acestea, imaginile, dacă le pui în balanță, eu spun ca imagine, da? Ca bătălie mediatică. Ele sunt mult mai puternice cu oameni care fug, cu măgari. Bun. Asta să fie și motivul pentru care au amânat la nesfârșit, practic, invazia terestră? Cred că e o amână de frică să nu fie bătut. Nu e de... Să fie? Să nu fie bătut de Hamas. Se teme. Că Hamasul ar... îi așteaptă acolo și ar fi pus la cale tot felul de atentate, mă rog, o apărare dintre asta teroristă. Oamenii care nu sunt din România, care nu sunt de besencisme militare, spun că nu mai sunt așa de buni. Nu mai sunt așa de buni. Din două motive. Netanyahu a făcut pulbere societatea, totuși a făcut-o, a divizat-o, a fost în momente și în armată și toate astea. Doi, ei au fost foarte relaxați. Am spus că am cunoștințe în Israel și după ce s-au încercat aceste relaxări cu Arabia Saudită, ei toți s-au dus în Dubai, în toate astea, da? Da. S-a creat această iluzie că s-a terminat. Că e liniște. Și nu mai sunt și... problema lui nu e de opinie publică. Asta e pe Israelul din experiența din 48 la durut în cot, această țară de ce zice lumea. Că ești, dacă o apără... Și-au urmărit interesele și... Da, aici sunt două mari probleme. Securitatea poporului israelian. Da. Pentru ei. Nu știu ce îi așteaptă. Nu știu că... N-ai de unde să știi. Totuși, acțiunea, atacul terorist al lui Hamas a fost profesionist, n-a fost, cum ce înseamnă atac de amator, ăla cu cuțitul, nu, acolo a fost bine gândit. Nu, pe undeva mai, mult mai bine organizat decât atentate de la 11 septembrie, pentru că acolo, e adevărat, au luat niște avioane, da? Da, da. Dar aici au fost mii de oameni care au acționat, organizat, cu intrarea într-un stat străin, pe teritoriul Israelului și așa mai departe. Și n-a fost la întâmplare, a fost gândit cu tare, cu tare. Da. S-au filmat atrocitățile ca să facă parte. Și atunci ei nu știu ce așteaptă. În același timp, tot ce se întâmplă acum, din 48 până acum, e același patent, îl știm. Ăia... Arabii fac fie atac terorist, fie atacă și Israelul răspunde și mai iau o halcă de pământ. 48, când s-a împărțit statul, au luat o parte, când Națiunile Unite au dat o parte Palestinei și o parte Israelului, țările arabe n-au vrut, n-au recunoscut, au pornit războiul, ăștia au pornit și au luat, au plecat 500.000 de palestini și au mai luat o bucată, da? 67 au mai luat sămărit de 4 ori, deci de fiecare dată ei... În urma acestor conflicte, ei au mai câștigat din teritoriul care ar fi revenit în mod normal Palestinei, da? Lumea de azi nu mai e aia de atunci. Și dacă noi putem înșira de ce este atât de complicată o invazie. De ce? Păi, în primul rând, că avem acum, față de 67, nu mă lasă, avem acum o lume multipolară.
Până, și Adrian Năstase zicea până seara, la războiul din Ucraina, pe planetă era un singur stăpân. Și țările arabe n-aveau ce face. Bă, tot la aia, da? Acum nu e numai Rusia și China, e Turcia. E Turcia care se vrea și ea o apărătoare a Turcia, Iranul care s-a dezvoltat la dronele alea, spune ceva, nu-i așa? Înseamnă că ai o tehnologie militară nemaipomenită. Da, credeți că vor interveni într-un fel de altul, măcar în negocieri, dacă nu în ideea de un conflict armat? Că nu. Până acum China... Nu e vorba de intervenție, Marisu, că e vorba de faptul că nu mai... Că există. Păi da. E una să fii, să ai patru patroni și una să ai unul. Unul la unul, te la el la patru, te... Bun, asta e una. A doua. Între timp, în Europa sunt aproape 50 de milioane de musulmani. Enorm, enorm. Enorm care... Și sunt toți în marile orașe, adică sunt... Așa. Care deja... Imobilizați. Pare, ca să fie o teorie a conspirației, dacă te uiți acum, ceva în neregulă. Deci, n-a izbucnit încă prăpădul acolo. Deci ce înseamnă invazie, că trebuie să o tragi cu nu, tare. Nu e prăpădul, dar oricum e cu toate grav. Acestea, atenție, aproape în fiecare oraș mare au loc atentate. Individuale. Ele eu nu zic că este abia începutul. Păi nu, dar în cazul nu, unei intervenții... Păi nu, este începutul dintr-un plan. Pare. Adică, deocamdată, atac, omoară unul cu cuțitul, da? Da, ăla omoară doi oameni. Bun, nu, stai puțin, dar asta duce în societățile occidentale la... La teamă. Păi da, că nu știi. Deocamdată ai numai... Deci, ăsta e semnalul. Da, păi când o fi? Când îi dai... Dacă o să fie. Păi dacă o să fie... Alt argument. Altceva este faptul că între timp Hamasul și mai ales Hezbollah sunt foarte bine pregătite militaricește din... De fapt, mai mult decât atât. Armamentul pe care l-au. Da, armamentul pe nu care... Nu mai au calașnicoavele de pe vremuri și așa mai departe. Și... S-a vorbit despre un armament occidental, deci... care ar fi venit în Ucraina. Mă deci rog. O victorie în stil izraelian, eu spun izraelian... Ca până acum... Ca până acum, este un mare eșec pentru America. Principala victimă a acestei afaceri este America, pentru că toată ura... Războiul din Ucraina a împărțit lumea, da? A arătat că Sudul global nu mai e nu mai recunoaște drept stăpân America, da? Ei, unic stăpân America. Unic. Da. Păi nu. Imaginează-ți că acum milioane, sute de milioane de musulmani vor avea un nou argument să fie de partea Rusiei sau a Chinei. Și cum vor fi de partea Rusiei sau a Chinei? Pentru că populațiile le vor, nu vor în sensul că... Gândesc în ideea asta. Gândesc, dar nu mai ascultă. Mare lucru că ai văzut, în timpul războiului din Ucraina am avut de-a face cu o strângere armelor, da? Da. Fiecare, mă rog, la noi nu era nevoie, că noi oricum eram acolo, dar fiecare bloc da. A încercat să strângă armele, da? În momentul în care Georgia, prin președinta aia, că ați văzut că ei acționează americanii, se iau prin președinți, mi-e limpede, și mai ales prin președinte femei, a încercat, știi că Curtea Constituțională din Georgia a hotărât să o suspende. Da, știu. Păi nu, dacă ai văzut. Păi nu ce? Nu, cel mai interesant, și vreau să-mi povestesc cea mai hazoasă chestie. Vă rog. Domnul... Am primit un filmuleț extraordinar de la întâlnirea Putin cu președintele. O să-l dăm și noi. Da, vă rog. Deci, auzi, de o țară se numește Armenia. E din ea, din comunitatea armenească, face parte Varujan Vozganian și când a venit vicepremiera Azerbaijanului, da. Ei au organizat un protest. Ei trebuia să facă un protest împotriva... Armenia are un președinte. Da. E un fel de ciolacu combinat cu Iohanni și cu Drulă. Corect. Așa. Și el, ca dovadă că noi am mai discutat aici despre rolul oamenilor în istorie, da? Da. Când ești o țară ca Armenia, sau chiar ca Moldova, sau chiar uneori ca Ucraina, te gândești, mă, pot să fac o mișcare? Și atunci el a hotărât, el, de creierul lui mic, să o rupă cu rușii. Armenia a fost sprijinită în conflictul cu Azerbaijanul de ruși, că e aceeași religie, da? Da.
Erdogan a cerut deseu, Erdogan este protectorul azerilor, că e aceeași, da? Da. Și în momentul în care papagalul ăla din fruntea armenilor... Păi cum îl cheamă pe ăla, da? Nu știu. Da, l-au dat jos în secunda a doua, nu, da. Nu l-au dat, nu. A dispărut. Nu. Păi nu, el a zis, gata, la Tribunalul Penal Internațional, cu tare, da? Mm. Ce a făcut? Rușii au zis lui Erdogan, mână liberă. Și a intrat azerii, da? Și au distrus toată aceea Nagorno-Karabah. Da, au plecat de acolo armeniul. Da. Dacă ăla avea ceva în bibilica lui, el trebuia să... N-avea. Nu, stai puțin. În fel, n-a reacționat nimeni din Occident. Și de ce? De ce? Că Armenia n-are petrol. Pe când? Da. Adică, mare, nu vreau să înțelegi. Am înțeles, da, am înțeles. Eu conduc un stat. Cât de important, cum a fost și la Carol al doilea, este ca ăla din fruntea statului, înainte de a avea o aventură, nu cu o femeie, ca și cu o femeie, trebuie să te gândești. Uh-huh. Ori el nu s-a gândit. Parlamentul European, uite, apropo de asta și de Ucraina, că tot vorbeam, Parlamentul European a aprobat în primă lectură crearea unui fond al facilității pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro. Da, este parte și noi suntem... Acesta este un nou instrument financiar al UE pentru alocarea de granturi și împrumuturi ucraine pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea țării în perioada 2024-2024, care implică implementarea de către Kiev anumite reforme. Deci s-a terminat războiul. Da. Este un alt semnal care în declarația comună, da, când a venit, deci pe care Năstase i-a spus extraordinară aseară la tine că nu există declarație comună în care numai tu trebuie. În declarația comună este un paragraf care spune că România, printre altele zlugi, treburi prin casa Ucrainei, că slujnicuță, da? Așa, slujnicuță, cameristă. Dar, mă rog, mai trupe și așa. Nu? Slujnicuță. Nu, nu, că slujnicuță... A camerista e mai... Nu, slujnicuța trăiește cu stăpânul. La România... Și ce are, domnule, dacă trăiește cu stăpânul? Nu, România... Nu, a, nu e cazul, e nu, doar... E, face din, curat în cameră, face da. Curat săraca și... Așa. Și are șoșoani. Bun. Da. La... În acest este un paragraf care spune așa, România va, nu știu, spune la dispoziție infrastructura pentru transportarea tuturor bunurilor, numai agricole. Da, am văzut asta. Am păi discutat săptămâna trecută. Păi, să reamintim acum. Da, da, e adevărat. Păi înseamnă că Zelenski și-a luat adio de la porturile de la Marea Neagră. Da, numai pentru e cer. Clar și atunci transportă totul. Iar asta cu reconstrucția nu este să fie ajutor militar. Nu, nu, nu. Reconstrucția, păi, spune, reforme...